Primăria Hâncești, ultimul etaj pentru cancelare, redacție. Etajul din mijloc cu parchet proaspăt vopsit e pentru Consiliul Orășănesc și Primar. Probabil. Foarte multă lumină. Dar cam e inaccesibilă clădirea. Aici ar fi loc de un lift. Dar nimeni nu pune problemă accesibilității. Dacă ești în vârstă sau dizabilități, scările astea trebuie să fie dus în braț. La intrare în bătaie de joc, făcut un fel de rampă pentru sinucide. Asta e în unghi de 40 de grade. Probabil. Și asta la altă e în unghi de 25 de grade. Nu? Cine se urce și cine se coboare pe așa rampă? Tovarășe, primar democrat, fost deputat. Și reparația asta s-a făcut recent. De ce nu i-a cerut nimeni socoteală? Să facă rampă ca la carte, nu de mântuială. Mașina, în mod sigur, și-a luat una bengoasă. Și biserica o face tot ca să nu se prăbușească peste popa. A doua la număr, când ajungea una. Dar rampa de acces pentru persoane cu nevoi locomotorii speciale, am văzut că arată într-un hal fără de hal. Și la Casa de Cultură e o rampă înaltă, lungă, dar măcar a început din deal și pare mai puțin înclinată. Mai aproape de normă, mai accesibilă. Biblioteca Municipală și Casa de Cultură. Dar la primărie nu s-au gândit. Bisericoiul ăsta nou nu e accesibil și e abia în șantier. Cine să-i spună oare lui popa că ar trebui să fie biserică pentru toți, inclusiv pentru persoanele care vin? Scaun rulant cu cârjă, un înălțat-o așa ca spară măreață, să bagi cât mai mulți bani în ea, dar o să fie accesibilă numai pentru sănătoși. Primăria trebuie să-i ceară, dar dacă am văzut cum arată primăria, ia că te-a pus o scândură. Aici cum să urci pe scândura asta? Și de la scândură în sus, ce să faci? Dacă primăria nu e capabilă să facă rampă ca la carte, măcar la ea, la instituția cea mai importantă din localitate, ce să te aștepți că o să facă la biserică?